În vârf de sezon estival, litoralul românesc duce lipsă de turiști străini. O situație care se perpetuează de ani de zile și pentru care nu s-a găsit încă o soluție. Eu cred că avem un minus și sunt foarte scumpe toate la noi. În primul rând, infrastructura, să fie autostradă de la Borș până aici. Serviciile contează cel mai mult. Mizeria. Deci mizeria, toată lumea vine, mănâncă, bea și le lasă pe plajă. Primul grup de turiști străini veniți organizat a sosit pe litoral cu un charter din Israel. Peste 200 de persoane dornice să descopere stațiunile românești de la malul mării și sunt încântați de țara noastră. Părinții mei au născut aici, în București. Am fost și în Bulgaria. Am fost în toate țările. Îmi place tare România. E verde. E apă curată, ai toate prevăliile. Ce vă place în România? Mă atoare de România. Culam, acolo, acolo. Îi place totul în România. Turiștii israelieni au plătit aproximativ 1000 de euro de persoană pentru o vacanță de 7 zile în țara noastră. O promovăm cu o destinație de leisure pentru familii cu copii, pentru distracțiile care sunt aici și sunt unic, de la Dolfinariu până la Telegondola, Aqua Park. Pe lângă excursiile pe care agenția organizatoare le-a pregătit pentru ei, noi intern în incinta complexului avem un program de animație care începe de dimineață și durează până târziu în noapte. Este singurul proiect de incoming pe care îl avem pe litoralul românesc de foarte mulți ani. Din păcate se întâmplă acest lucru pentru că vă amintiți, știm foarte bine, am pierdut de mult charterele care ne aduceau altădată turiștii nordici sau turiști francezi sau turiști germani. Ceea ce trebuie înseamnă să investim în promovare, o campanie întreagă de promovare la nivel național, nu doar local. De anul viitor, reprezentanții din turism vor să organizeze 3 chartere pe săptămână între Israel și România.